Biserica Ortodoxă l-a pomenit astăzi pe Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, care a suferit moarte martirică în jurul anului 120, după ce a mărturisit neînfricat credința în Hristos. Printre locașurile de cult ocrotite de acest sfânt se numără și Biserica Sfântul Elefterie Nou, Paraclis Patriarcal din Capitală, unde a fost tăvăcită astăzi Sfânta Liturghie Arhierească. Biserica Sfântul Elefterie Nou Paraclis Patriarcal din București și-a sărbătorit astăzi hramul în prezența unui număr limitat de credincioși, cu respectarea regulilor impuse de autorități în această perioadă. Sfânta Liturghie a fost oficiată aici de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat că Sfântul Elefterie a crescut într-o atmosferă de rugăciune și curăție sufletească, întrucât mama sa Antia, potrivit tradiției, a fost ucenica Sfântului Apostol Pavel. Acest tânăr, acest copil care a devenit apoi martirul Elefterie, a crescut într-o atmosferă profund religioasă și mama lui, cu numele Antia sau Evantia, reprezintă mamele creștine care și-au crescut în același duh pe fiii lor. Atmosfera din copilărie, din tinerețe întâlnită în familiile creștine este cea mai importantă, mai importantă decât ceea ce învățăm în școală și mai târziu în viață. De aceea datoria primordială a mamelor, a părinților creștini, este aceea de a-și educa fiii în frică de Dumnezeu. Nu în duhul lumii, adică departe de aceste valori profunde, nu neglijând ceea ce este cu adevărat important, ci dând copiilor hrana spirituală sau învățătura cea folositoare încă din vremea când pot înțelege aceste lucruri. Mai învățăm apoi din viața Sfântului Elefterie râvna pentru slujirea bisericii, întâlnită atunci în perioada primară, deci în urmă cu 1900 de ani, dar și în întreaga istorie a bisericii, întâlnită și în vremea noastră. Râvna unor tineri pe care îi numim noi de vocație, care simt această chemare pentru slujirea bisericii. De altfel, sărbătoarea unui sfânt, sărbătoarea unui ierar, cum este aceea Sfântului Elefterie, este chemarea sau invitația la o astfel de frumoasă viață petrecută în Hristos și cu Hristos, cum a fost și viața Sfântului Elefterie. Râvna lui pentru predicarea cuvântului Evangheliei, neînfricarea în fața autorităților vremii, în perioada respectivă, biserica și creștinii se aflau într-o perioadă de persecuții, într-o perioadă care s-a încheiat oarecum, nu total, dar totuși s-a încheiat în anul 313 prin edictul de la Milano, de la Mediolan, al Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Preasfinția sa a evidențiat că viața Sfântului Elefterie reprezintă un model de mărturisire neînfricată a credinței. Elefterie, ajuns la Roma și interogat așa cum se întâmpla în astfel de cazuri, a mărturisit credința sa în Dumnezeul cel adevărat. Amenințat cu chinuri, cu moarte, el i-a spus împăratului: acestea sunt pentru mine ca și săgețile cu care se joacă copiii. Pentru mine nimic nu mă va putea despărți de dragostea lui Hristos, așa cum știa din cuvintele Scripturii. Nici foamea, nici lipsurile, nici golătatea, nici chinurile cu care era amenințat nu-l puteau despărți de dragostea față de Mântuitorul Hristos, căruia îi slujea. Sinaxarul ne spune că Sfântul Elefterie a suferit foarte multe chinuri, așezat pe un pat înroșit în foc, sau dat în mijlocul unui cazan cu ulei clocotit și în felurite chinuri,
închis pentru mai multe zile într-o temniță, fără să îi se ofere măcar un pahar cu apă în tot acest răstimp, a fost ajutat în chip minunat de Dumnezeu. Ni se spune că atunci când s-a aflat în temniță, o porumbiță intra prin fereastra acesteia și îi aducea puțină hrană. Iar păzitorii temniței se mirau cum de acesta a reușit să reziste după atâtea zile când nu îi se oferise nimic. În cele din urmă, văzând că este ocrotit de darul Duhului Sfânt, de o putere pe care ei nu o înțelegeau, după convertirea multor oameni care s-au aflat în slujba împăratului, totuși împăratul a hotărât ca să îi se taie capul. Martiriul său a avut loc într-o zi de 15 decembrie, în anul 120 sau poate câțiva ani mai târziu. Chiar dacă nouă nu ni se cere să murim în arene, în locurile publice, în circuri și în diferite alte locații, așa cum s-a întâmplat în timpul persecuțiilor, Biserica ne îndeamnă să mărturisim credința în Mântuitorul Hristos. Și avem astfel de modele. Sfântul Elefterie, cu tinerețea lui, ne oferă un astfel de model. S-a dus înaintea împăratului, a avut curajul să-l înfrunte, vorbindu-i despre Hristos, singurul și adevăratul Dumnezeu căruia îi se cuvenea închinarea, și oferind credincioșilor, păstoriților lui, exemplul acesta neînfricat de mărturisire. În Biserica Sfântul Elefterie Nou din Capitală se află un fragment din moaștere Sfântului Elefterie începând cu anul 2009. Mulțumim Bunului Dumnezeu și Preafericitului Părinte Patriarh, care a binecuvântat că astăzi avem slujba arhierească, iată, săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor. În această zi de mare sărbătoare, deși sunt restricții, ne bucurăm că avem o slujbă frumoasă arhierească spre bucuria tuturor enoriașilor noștri. La sfârșitul slujbei am săvârșit slujba parastasului pentru ctitorii, binefăcătorii și filantropii de veacuri ai bisericii noastre. După aceea, membrii Consiliului Parohial vor împărți pachete, bine știut fiind în aceste condiții de igienă. Apoi, doamnele din comitetul parohial vor merge în parohie și vor duce la oamenii care sunt vârstnici și neajutorați câte un cozonac, bineînțeles însoțit cu alte alimente, tot așa în condiții igienice deosebite. Vom face în așa fel ca în acest an, care a fost proclamat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, anul pastorației părinților și copiilor, să ne îndreptăm gândul către cei care sunt defavorizați, către familii defavorizate, și să le facem cumva la greutatea zilei să fie mai ușoară și să nu aibă lipsuri în timpul sărbătorilor pe care de acum încolo le așteptăm cu multă bucurie în sufletele noastre. Biserica Sfântul Elefterie Nou, construită începând cu anul 1935, se află în cartierul Cotroceni, vis-a-vis de Opera Națională.